Bună tuturor! Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru talie, iar acest antrenament te va ajuta să obții o talie mai mică și mai subțire și vreau să faci acest antrenament timp de 10 zile împreună cu mine dacă vrei să obții o talie mai mică și mai subțire. Înainte să începem, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să te abonezi pentru că sunt aici aproape în fiecare zi cu antrenamente noi pentru voi și vă voi ajuta să obțineți corpul dorit. Ca să te abonezi, trebuie să apeși pe acel buton roșu din colț, este foarte, foarte important. Acum, haideți să trecem la treabă și haideți să ne lucrăm foarte bine talia. Nu uita că vei găsi mult mai multe antrenamente pe pagina mea de YouTube dacă vrei să lucrezi orice altă parte a corpului. Începem cu primul exercițiu, picioarele drepte, sprijiniți pe brațe și vii ușor cu genunchiul la piept, îndrept piciorul, vii cu celălalt, îndrept piciorul. Încearcă să stai cât de drept poți. Nu te mișca foarte mult, ține corpul cât mai stabil. Foarte bine! Următorul exercițiu, ne așezăm pe spate, picioarele sus, mâinile după cap și faci mișcări ușoare, te ridici sus cu spatele de pe saltea, rămâi acolo, duci brațul în lateral, revii, duci brațul în lateral. 45 de secunde! Ține spatele sus de pe saltea când te duci cu brațul în lateral. Rămânem aici 45 de secunde, vreau să stai cât mai stabil. Ține abdomenul foarte încordat pe tot parcursul exercițiului. Facem exact la fel, sprijinit pe corp, picioarele drepte, te ridici sus, stai acolo 45 de secunde, strânge din abdomen. Foarte bine! Următorul exercițiu, ne așezăm pe fese, picioarele drepte,
Stai puțin am plecat pe spate, brațele împreunate și te întorci ușor în lateral, revii în mijloc, te duci pe partea cealaltă, încerci să te duci cu brațele cât mai lateral, puțin în spate. Nu uita să stai puțin aplicat pe spate, încearcă să ții picioarele cât mai drepte. Let our fears hold us. Let's go back. Let's start again. To a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire that we made just to save us when we try to make up for never letting go. Foarte bine, ne așezăm pe spate, picioarele drepte, mâna după cap și duci cotul, atingi genunchiul opus, îndrezi piciorul, revii ușor înapoi. Acest picior nu trebuie să atingă saltea pe parcursul exercițiului, ridici spatele puțin sus de pe saltea, inspiri când te lași pe spate, expiri când duci cotul către genunchi. Execută exercițiul corect și ușor. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. Foarte bine. Facem exact la fel pe celălalt braț și celălalt picior. Piciorul tău să stea sus de pe saltea pe tot parcursul exercițiului, te duci cu cotul, atingi genunchiul, îndrezi piciorul, revii pe spate, inspiri când te lași pe spate, expiri când duci cotul către genunchi. Picioarele unul peste celălalt, puțin apropiate și ridici fesele sus de pe saltea, brațul pe talie, te lași ușor în jos, împingi în sus. Încerci să te lași cu bazinul cât mai aproape de saltea, împingi bine în sus, încordează abdomenul. Foarte bine, rămânem pe această parte, îndrept picioarele, din nou sprijinit pe cot, brațul pe talie, te lași ușor în jos, cât mai aproape de saltea, însă nu atingi salteaua, revii în poziția din care ai plecat. Dacă nu poți să ții picioarele unul peste celălalt, poți să le ții pe ambele pe saltea. Facem aceste două exerciții și pe partea aceasta
primul exercițiu, cu picioarele unul peste celălalt și puțin îndoite, te ridici în sus, împingi ușor în jos. Poți să le ții unul peste celălalt sau poți să le ții pe ambele pe saltea. Te ridici sus, împingi ușor în jos, cât mai aproape de saltea, revii înapoi în sus. Mai avem câteva exerciții, nu te-ai bătut. Suntem aproape de final. Te descurci foarte bine. Revii înapoi, te duci pe lângă celălalt, încerc să ridici spatele cât mai sus de pe saltea. Încerc să repeți exercițiile cât mai rapid. Te duci cât de în lateral poți. Revii ușor pe spate. Inspiri când te lași pe spate. Expiri când te ridici în sus.
mult, vei găsi aici în lateral alte antrenamente pe care le poți pune în practică cu mine acasă, fără niciun fel de echipament. Dacă aceasta a fost prima dată când te-ai antrenat cu mine, nu uita să te abonezi la pagina mea de YouTube. Ca să te abonezi, trebuie să apeși pe poza mea de aici și m-ar ajuta foarte mult și pe mine și pe tine, pentru că sunt aici în fiecare zi cu antrenamente noi pentru voi și vă voi ajuta să obțineți corpul dorit. Vă pup și ne vedem data viitoare!